Mulțumesc, Dana, pelerinaj astăzi la Sfânta Parascheva din voluntari, credincioșii merg acolo să se închină la brâul Maicii Domnului, despre care cred că are puteri vindecătoare. Victor Vreme e în direct cu noi. Victor. Bine v-am găsit, sute de credincioși sunt deja aici la Catedrala Sfânta Parascheva din Voluntari, unde are loc un pelerinaj extrem de impresionant. Asta pentru că în aceste momente tocmai a fost adus brâul cinstit al Maicii Domnului. Vedeți cum aici, în pridvorul bisericii, după cum arată colegul meu în aceste momente, este un sobor de preoți împreună cu o delegație care a venit special din Grecia cu acest brâu și cu moaștele Sfântului Cuvios, care sunt totodată puse aici spre închinare. Asta pentru că ei sunt considerați, aceste două lucruri bisericești, sunt considerate făcătoare de minuni, ocrotitoare ale copiilor și, bineînțeles, vindecătoare. Vă spun însă că sunt foarte mulți oameni care stau la coada, ați văzut înainte traseul pe care aceștia trebuie să îl urmeze pentru a ajunge până acolo, în zona unde se vor putea închina. Totodată, aici, la fața locului, există și foarte multe echipe de voluntari, echipe care sunt pregătite să intervină în cazul în care vor exista incidente, pentru că știți foarte bine, temperaturile sunt foarte crescute astăzi, sunt foarte ridicate și este posibil să îi se facă cuiva rău. Tocmai de aceea există puse din metri, din câțiva metri în câțiva metri, puncte unde oamenii să poată să bea apă rece și totodată, vă spuneam, există echipe de intervenție, pompierii smurți sunt la fața locului, însă cert este că acest pelerinaj, care ține undeva la 4 zile, pentru că se va încheia duminică, va fi un moment foarte impresionant, pentru că vin credincioși din toată țara pentru a se ruga și pentru a se închina la racla cu moaștele sfinte.